Bună asta! Partidul Național Liberal s-a aliat cu piedone. Hmm? Cât de tare poate să fie? Un partid face alianță cu un om. Om, așa, că suntem noi finuți. Marele PNL, alianță cu marele piedone. Oh, îi pune piedone acum pe dieta campionilor, da, două ligheane de mici la micul dejun, că de aia îi zice mic dejun, că trebuie să mănânci mici, sunteți nebuni, la prânz două cisterne de ciorbă de burtă, o turmă de miei la proțap așa, iar seara, ceva mai ușor, pește, da, vreo trei vapoare de ton. Hai că e super. PNL face alianță cu Piedone. Deci, la sectorul 4, candidatul PNL Răzvan Sava umblă la braț cu Piedone. Se susțin unul pe altul. Frumos. Candidatul PNL la primăria sectorului 4, Răzvan Sava, actual primar general interimar, a bătut palma cu Piedone pentru o alianță la alegerile locale. PNL susține lista lui Piedone de candidați la Consiliul Primăriei și drept răsplată, candidatul PNL este garantat Piedone. Doamna Gorghiu, ne scuzați, felicitări pentru băiețel, Noa. Wow, se pronunță Noa sau pe românește Noah? Noah, vin în coace. Noah, nu pune mâna pe contractele alea cu statul. Cât a luat predoiul la București? 9%. Dar cred că e vremea să vă întoarceți în partid, doamnă. Asta voiam să vă spun. Nea Vasile a scăpat hățurile, ci că negociază și cu Vanghelie. Da, i-a făcut oferta să pregătească strategia PNL pe educație. Țintește sus, Nea Vasile, nu? Am fost primit la Casa Albă, iar toate întâlnirile au fost foarte uh, excelente. <laughs> Ce s ar fi gândit ăștia din PNL? Bă, de când l-am pus pe neapredoi ăla, nu mai zic oamenii nimic de noi. L-au luat puțin la mișto atunci la început, dar s-au plictisit de el. Păi ce bine era pe vremea lui Munteanu, toată ziua ne luau românii la ștangă. Ce am putea să facem noi ca să vorbească iar oamenii despre noi? A, ah, știm, ne aliem cu unul dintre responsabili tragediei din colectiv. Mi-aduc aminte de Predoiu, cum ne spunea el: Că PNL-ul promovează tineri, femei, fețe noi cu tare, ci că 20% tineri, 30% femei, 10% vârsta a treia. Și restul. Restul piedone, nu? Domnul candidat Sava, mai bine te aliai cu un copac din sector, domne. Mai bine făceai înțelegere cu un semafor de pe stradă. Era mai benefică decât cu piedone. Ori a fost teamă că te mănâncă? Hai zi sincer. Bine, a ieșit PNL-ul să spună că totul e o minciună, domne. Ia, nea cezar preda, liberal din tată în fiu și ăsta. Noi nu putem să tranzacționăm voturile lipindu-ne de persoană sau alta. Partidul Național i-a transmis această chestiune, i-a spus că nu, agre nu agrează așa ceva, nu a avut nicio aprobare politică. Din Păi ce faceți, domnule candidat Țava? Umblați așa, fără aprobare? Vreți să fiți primar și deja nu luați aprobări pentru acțiunile dumneavoastră? A, sau v-a dat aprobare Piedone, nu? Da, v-a dat el aprobare să-i folosiți numele în campanie. Băiat bun, Piedone, da. El dă da aprobări așa și fără să știe ce aprobă. Semnează ca primarul. A, domnule Cezar Preda, asta cu partidul, că nu i-a dat aprobare, e așa, frecție la un picior de lemn, domne. Trebuia să-l sunați pe Sava ăla, să-i spuneți că nu mai e candidatul dumneavoastră și apoi să ieșiți cu o declarație, ceva de genul din respect pentru cetățeni, noi l-am dat afară pe acel băiat Sava pentru că s-a înhăitat cu piedone. Și asta e, am mai pierdut un sector, dar sperăm să avem respectul oamenilor. Așa ar trebui să arate politica. Bine, sunt chestii care nu se găsesc în sediile de partid.